Locurile de relaxare din Parcul Central din Petroșani arată la primele ore ale dimineții precum ghenele de gunoi. Sunt persoane pentru care simțul civic este o noțiune inexistentă. Așa se face că la primele ore ale dimineții, în Parcul Central din Petroșani, pot fi observate mormane de coș de semințe și nu numai. Aici este o problemă și de civilizație, să zic așa. Din păcate, mulți aruncă în special semințele, nu le aruncă la coșul de gunoi și le lasă mizerie prin parcuri. Compartimentul de protecție a mediului, împreună cu poliția locală, sunt în măsură să sancționeze pe acele persoane. Noi, serviciul public de administrare a domeniului public și privat, din păcate, trebuie să facem curățenia după fiecare cetățean, să zic așa, care nu toți cetățenii, bineînțeles, o parte din ei care lasă asemenea mizerii. Noi facem curățenie ori de câte ori este cazul, intervenim cu echipele care le avem în subordine, și cei de la ajutorul social și firma de măturat stradal, și încercăm pe cât posibil să întreținem aceste zone. Mai multe administrații locale din țară au emis hotărâri de consiliu prin care au interzis consumul de semințe în parcuri. La Petroșani, această variantă încă nu s-a luat în calcul. N-aș putea să spun din punct de vedere legal dacă se poate interzice acest lucru, dar ce adică persoanele ar trebui sensibilizate și să depună semințele, coșurile de semințe în coșurile care sunt amplasate pe spațiu public. Problema o reprezintă cetățenii care nu au simț estetic sau bun simț. Parcurile sau zonele publice devin ghene de gunoi pentru unii.